Așadar, continuăm filmarea. Deci am ajuns și să refacem limita asta. Limita asta are o mică eroare, că tu ai copiat-o cu plus. Reface din nou limita. Deci limită. Extind de la 1. Da. Din ce era acolo. Dar cu plus, cu minus. Deci neapărat cu minus. Plus 2x plus... Auzi, dacă pui foaia pe deasupra, nu e mai bine așa? Nu scrii mai bine? Că un pic parcă să... Ia vezi. Ia vezi. Poate că minus, minus radical din x pătrat plus 3. Supra x pătrat plus 4x minus 5. Așa, acum avem 0 supra 0. Acum suntem 0 pe 0, corect. Așa. Și faptul că am făcut aici cât 2 minus 2 face 0, da. Din cauza asta cu plus n-ar fi făcut, ar fi fost 2 plus 2. Da. 2 plus 2 ar fi făcut cât? 4. 4. Și nu ești în cazul acela de 0 pe 0. Nu. Și numai acum când e cu minus, merge să aplici conjugata, da. Cum ai spus. Și vezi cum plătește exercițiul. Și până mă întorc eu de pe linia cealaltă, mai îți dau câteva limite. Dar mai erau, mai aveam câteva, numai că la asta cu... Aceea cu trigonometrică... Aici erau, aici erau, da. Asta trigonometrică, să scriu pe partea asta altă, da? Câteva limite. Da, bine. Deci limită pentru x tinde la 1, facem tot cu 1, pentru că eu o construiesc pe loc acum. Ne gândim la radical indice 3 din x plus... 7 din x plus 8. Adică 1 și cu 8 fac 9, radicalul și 3 din 9 este cine? Radicalul 3 din 9. Din 8 ar trebui să fie, 2 la 3 face 8, da? Da? Deci era bine 7. Lăsăm 7 aici. 1 și cu 7 fac 8, radicalul și 3 din 8 face 2. 2. Da. Și 2 minus 2 aici, da? Ca să facă 0 minus 0, da? 0, 2 minus 2 se facă 0, da. Supra, x pătrat minus 3x plus 2. Eu m-am gândit la 1 și 2 rădăcinile și într-adevăr ești în cazul 0 pe 0. Asta ar fi o limită. O altă limită pentru x tinde la 1 din radical, aici e de indice 3, trebuie să gândești la formula a la 3 minus b la 3 pe care o ai. Da. A la 3 minus b la 3 face a minus b pe lângă a pătrat plus ab plus b pătrat. Deci partea conjugată este a pătrat plus ab plus b pătrat. Ăsta este a-ul și ăsta este b-ul. Da. Da? Atenție cum le aplici acolo ca să fie bine. Da? Deci a-ul tot e radical indice 3, da. Da? Și b-ul este 2. Da. Și formula e 10, a minus b. Da? Radical de ordinul 3. Ai, tu ai numai pe a minus b, da. Dar trebuie partea a doua, care este a pătrat plus ab plus b pătrat. Deci când mulțești cu conjugata, nu numai este numai ăsta plus ăsta, da. Ci este radical de ordinul 3 din pătrat. X plus 7 la pătrat, da. Plus ab, adică plus 2 ori a ori b, adică radical ori 2, am zis da. 2 în față, 2 ori radical, din, și plus 4, da. Plus 2 la b pătrat. Da. Deci plus 4, deci partea... E conjugată, asta este, asta, da? Da. Înmulțesc cu... Și sus și jos cu partea asta, da? Deci, atenție, da. A crescut în grad de dificultate acum, da? Da. Jos descompui, cum știi, rădăcinile, iar partea aceea cu conjugata de desubt, după înlocuire, dă un număr, nu? Da. Ai văzut tot timpul. Asta ar fi o limită, o altă limită. Limită pentru x tinde la 1 din radical tot de ordin 3, din x pătrat plus 2x plus 1 și cu 2 fac 3 și cu 5 fac 8, radical și 3 din 8 face 2, 2 minus 2, tot așa îți las, da? Supra, să zicem aici, x pătrat minus 7x, suma 7, da. Și produsul, eu am luat pe 1 și 6, 1 și cu 6 fac 7, 1 și 6, 6. Supra 6. Și suntem tot în 0 pe 0. Și limită pentru x tinde la 1, tot cu 1, să zicem, din radical din x plus 3, care face
1 și cu 3 fac 4, radical de 4 fac 2, plus radical de ordine 3 din x plus 7 face 8, da. Radical de ordine 3 din 8 fac 2, 2 și cu 2 fac 4, minus 4 acum. Și atunci tu trebuie să rupi pe 4 în 2, într-un 2 și în 2. Și în 2 și 2 ăsta aici și 2 ăsta în partea asta, da? Supra x pătrat minus 1. Practic trebuie să rup limita asta în 2. Radicalul minus 1, 2, supra x pătrat minus 1 și radicalul minus 2, supra numitorul același, da. X pătrat minus 1. Deci ai înglobate două limite acolo. Da. Da? Ia. A făcut de lucru, okay. Vorbește și povestește-le cum trebuie. Ați uitat... Da? Așa, instrumentul de lucru. Da, bine. Da, o să reiau limita asta, am greșit aici, va fi conjugata x pătrat plus 2x plus 1 și plus minus 2. Minus, tot minus, minus, x pătrat, minus, 3, așa, supra, x minus 1 pe lângă x plus 5, pe lângă radical, din x pătrat plus 2x plus 1 și minus radical din x pătrat plus 2. Va fi minus mulți cu plus, da? Plus x pătrat plus 3 oare este egal cu așa 2x pătrat plus 2x plus 4. 2x pătrat, 2x pătrat plus 2x plus 4 supra x minus 1 pe lângă plus 5 aici va fi cu plus pe aici nu, aici am greșit chiar va fi așa o să vedem. Las asta aici, pe o altă foaie. Deci 5. Continuăm. Va fi x pătrat. Da, deci era corect la numitor ce aveam. X pătrat plus 4x minus 5 nu. Plus 2x plus 1 minus x pătrat minus 3 și se reducea x pătrat și aveam jos atunci x minus 1
pe lângă x plus 5 pe lângă radical din x pătrat plus 2x plus 1 și plus radical din x pătrat plus 3. Așa, da. Așa. Și aveam egal cu 2x plus 1, adică asta, 2 x minus 2, adică 2 pe lângă x minus 1 supra x minus 1 pe lângă x plus 5 pe lângă radical din x pătrat plus 2x plus 1, x pătrat plus 2x plus 1 și minus radical din x pătrat plus 3, x pătrat plus 3. Așa. Deci plus, e conjugată cu plus, x pătrat plus 3. X minus 1 cu x minus 1 se reduc, avem 2 supra x tinde la 1, aveam mai limită x tinde la 1, și aici e limită x tinde la 1 din și aici aveam, nu mai scriem limite, 1 plus 5 avem 6 pe lângă 1 plus 1 plus 2 plus 1 radical din 4, 2 plus 1 plus 3, 4 radical din 4, 2 și este egal cu 2 supra 24, adică 1 supra 12. Așa, acum e corect. Trecem la următoarea limită, numărul 6. Le aveam notate aici. Așa, limita x tinde la 1. Din radical de ordinul 3 din x minus 7 minus 2 supra x pătrat minus 3x plus 2. Cum aveți? Da. Aia, 5. Aia care, nu, aia care am greșit, cea pe care am greșit-o, 5. Acum am început-o pe următoarea, cu radical de ordinul 3. Deci ai refăcut-o și... Da, am refăcut-o. M-am încurcat un pic, dar am scos-o la capăt, mi-a dat 1 pe 12. Ia să vedem... Dar că am uitat să scriu limite. Bine, aici deci... Aici cu plus. Minus x pătrat minus 3, e zis acolo, da? Da. Era x pătrat plus 3 sub radical, da? Da. Așa, trebuie să fost. X pătrat plus 3. Aia asta aici. Așa, unde o vedem noi? Aici. X pătrat plus 3 și minusul din față schimbusem noi, făcut foarte bine. Și deodată acolo, x pătrat plus x pătrat, 2x minus 2, 2 pe lângă x minus 1, bine. X minus 2 pe lângă x plus 5, că ai găsit rădăcinile, cred că acolo... Da. Nu x minus 5 sau x plus 5, cum? 1 și 5 ai găsit rădăcinile? Da. Ai coasă egal 2? 1 și minus 5. 1 și minus 5 atunci, e corect. Deci ai zis minus 4 plus minus 6 supra 2. Și atunci... Aveam rădăcine 1 și minus 5. 1 și minus 5 și ai... Da. Aici e x pătrat plus 4, x minus 5, nu? Da, minus 5, am spus. Bun, bine, bine. Și acum ai locuit și îți dă 6, că 1 și cu 5, 6, da. Pe lângă 2 plus 2, 4. 2 pe 24, 1 pe 12, da? Bine. Mergem mai departe la cealaltă. Așa, pe lângă x pătrat minus 3x plus 2. Este caz de determinare în 0 pe 0, 0, 0, da. Așa.
Se limita cu x tinde la 1. Stați așa. Amplificăm cu conjugata. Din radical de ordine 3 din x plus 7 minus 2 pe lângă radical de ordine 3 din x minus 7 la pătrat. Da, deci ai aplicat conjugata de ordine 3? Da. Și cât ți-o dat la numărător? La pătrat. Stați secund. La pătrat plus 2 radical de ordine 3. Deci mă țin și sus și jos, da? Da. Face la și cu... Plus 4. Păi la numărător. O să rămână x minus 7. De ce x minus 7? Era x plus 7 minus 8. Era x plus 7. Am o boală cu minusurile. Atenție multe! Deci, tu ai amplificat cu A, ai avut A minus B, A pătrat plus AB plus B pătrat, da? Și ăla e 8 sau 2? 2. Care? X plus 2. 7, 2, da. Da? Deci, de aceea, x, a plus a minus b, l-ai avut a minus da. B, ai pus a pătrat, plus a, b, plus b pătrat, x da. Plus 7 este. X plus 7, da. Peste tot și este. Și aici, plus 7 și aici, plus 7, plus 7. Da. Deci face a la a treia minus b la a treia, da. Adică radicalul la a treia dispare radicalul, minus b la a treia, adică 2 la a treia, adică minus 8. Minus 8, da? Da. Deci a fost radicalul după aplicarea conjugată la a treia, minus B la a treia. Și vine da. X plus 7, minus 8, hai, totul supra. Rădăcinile. Da. Avem așa, X pătrat minus 3X plus 2, delta egal cu 9 minus 4 ori 2, 8, delta egal cu 1. X1, 2 egal cu nu, egal cu linie de fracție 3 plus minus 1 supra 2 X1 egal cu 3 plus 1, 4 supra 2, 2 3 minus 1 X2 egal cu 1. Așa, și avem X minus 1 pe lângă X minus 2 da, corect. X plus 7 așa supra X X minus 1 pe lângă X minus 2 și pe lângă radical de ordine 3 din X plus 7 la pătrat plus 2 radical de ordine 3 din x plus 7 și plus 4. Se simplifică, aici este x minus 1, se simplifică și rămâne 1 supra, 1 supra, x minus 2, x mă prind cu 1, minus 2, minus 1 pe lângă, x 1 plus 7 e 8, radical de ordine 3 din 8 este 2 la a doua
4 plus 2 ori plus 2 ori, adică 3 din 8, 2 și plus 4 este egal cu 1 supra minus 4 ori 3, 12, deci egal cu minus 1 supra 12. Am terminat limita. Minus 1 pe 12. Da. X minus 1 pe lângă X minus 2 și pe lângă conjugată. A fost radical de ordinul 3 din x plus 7. Când am înlocuit cu 1, o da 4. 4. A fost și la... 2 ori chiar o da 4. Da, și plus 4. Și în final, 4 ori 3, 12. Da, minus 1 pe 12. Minus 1 pe 12, asta ar fi valoarea lui. Da. 7. Limită x tinde la 1. Radical de ordinul 3. X pătrat plus 2x plus 5. Și minus 2. Supra x pătrat minus 7x plus 6. Aici conjugata este limit, este în caz de determinare în 0 pe 0. Avem limită x tinde la 1 din conjugata va fi ia să văd, x plus 7 minus 2 deci rămâne radical de ordinul 3 din x pătrat plus 2x plus 5 și minus 2 pe lângă va fi radical de ordinul 3 din x pătrat plus 2x plus 5 da minus 2 ori radical de ordinul 3 este la pătrat radical de ordinul 3 din x pătrat plus 2x plus 5 și plus 4 conjugat. Deci a pătrat plus a, minus AB, aia a minus B, plus, da. Plus. Atenție multă, n-ai voie să vorbăi. Plus B pătrat, plus 4, da? Da. Și jos, și jos copiii în același și da. Pui exact ce ai pus și sus, da? 6. Așa. Pe lângă, conjugata, radical de ordin 3, din x pătrat, plus 2x, plus 5, plus 2 radical de ordinul 3 din x pătrat plus 2x plus 5 plus 4. Așa. Aici sus o să rămână
Așa, lucrează, e bine. X tinde la 1 din... din, o să rămână. X pătrat plus 2X plus 5 și minus... minus 4. Deci A minus B pe lângă A pătrat plus AB plus B pătrat face A la 3, adică îți pare radicalul, minus B la 3, minus 8. Minus 8, da, da, da. Atenție, minus 8. 8. A la 3. Supra. X la 2 minus 7X plus 6, să scoatem rădăcinile. O să-l fac aici. Deci... x la a doua minus 7x plus 6, delta egal cu 49 minus 4 per 6, 24, radical din delta egal cu 5, x1, 2 egal cu minus 2, adică 7 plus minus 5, supra 2, x1 egal cu 7 plus 5 supra 2, 7 plus 5, 12 supra 2 va fi 6 și x2 egal cu 1, deci va fi x minus 1 pe lângă x minus 6. Vom avea x minus 1 pe lângă x minus 6 și pe lângă conjugata, adică radical de ordinul 3 din x pătrat plus 2x plus 5 plus 2 radical de ordinul 3 din x pătrat plus 2x plus 5 și plus 4. Da. Aici va fi, putem, îl putem scrie ca x pătrat plus 2x minus 3, minus 3 și să scoatem rădăcinile, o să lucrez aici, x pătrat plus 2, 2x minus 3, x pătrat plus 2x minus 3, delta va fi egal cu 4, cu 4 plus minus 4 de 12 plus 12, delta va fi egal cu 16, x1, 2 va fi egal cu minus b, adică minus 2 plus minus 4 supra 2, x1 va fi minus 4 minus 2 supra 2 va fi 1 și x2 va fi minus 6 pe 2, adică minus 3. X va fi x minus 1 pe lângă x plus 3. Plus 3. Așa, limita noastră va fi limită x tinde la 1 din linii de fracție. X minus 1 pe lângă x plus 3 supra x minus 1 pe lângă x minus 6 minus 6 și pe lângă radical de ordinul 3 din x pătrat plus 2x plus 5 plus 2 radical de ordinul 3 din x pătrat plus 2x plus 5 și plus 4. X minus 1 cu x minus 1 se va simplifica. Vom avea, nu mai spun limite, x plus 3 va fi 4 supra minus 5 pe lângă minus 5, 1 minus, minus 5 pe lângă x la a treia
plus 2. 1 plus 2 va fi și la pătrat aici. Așa, 1 plus 2, 3 plus 5, 8. Radical de ordine 3 din 8 e 2 la a doua, 4. Plus 2 la 2 va fi iar 4. Plus 4. Și va fi egal cu 4 supra minus 12 ori 5 și minus 60. Merge prin 2 egal cu 1 pe minus 15. Am terminat limita numărul 7. Mi-a dat 1 pe minus 15. Aia e mai complicată. Da, deci... Ce ai observat? Dacă știi bine formulă conjugată și dacă ești atent, n-ai voie să greșești, nu? Nu. Ia să vedem... Scriu limita asta, da? Da. Al x plus 3... Deci minus 1 pe 15 ți-o dat aici, da? Da? Așadar, sus s-a dat x pătrat plus 2x plus 5 minus 8. S-a scris ca x minus 1 pe lângă x plus 3. Am făcut descompunerile aici. Da. Și aici. Și cea de jos, x minus 1 pe lângă x minus 6. Da, pe lângă așa. Și acolo partea a doua a fost 4 plus 4 plus 4, nu? Da. La conjugată. 4, 3, 12. 5 ori... 60. S-a simplificat și... ți-a dat minus 1 pe 15. Și acum te duci la o altă limită. Așa. Supra x pătrat minus 1. X pătrat minus 1. Am spus că aici, dacă înlocuiești pe x cu 1, se întâmplă să apară aici 2, din celălalt radical 2, 2 plus 2, 4, minus 4, 4 face tot 0 pe 0. Supra 0. Și le rupe 2 în 2, pe 4 în 2. Da. Și pui un minus 2 la primul radical și unul al doilea. Hai să te urmăresc, vrem cu faci, faci limite pentru x. Tinde la 1. Din. Radical. Din x plus 3 minus 2. Așa, plus. Plus radical din x plus 4 minus 2. Supra x pătrat minus 1. Dar al doilea radical nu cumva a fost indice 3? Al doilea radical indice 3 este. Da. Da. Și a fost x plus 7. Vezi? Este x plus 7. Ca să fac 1 și cu 7, 8, adică nici 3, 8 se face 2, 2 minus 2 fac 0, da? Eu așa l-am așa, gândit, am gândit da. Împreună. Și acum distribui primul echipaj supra x pătrat minus 1 și plus al doilea supra x pătrat minus 1. Deci egal cu limită. Două limite. Exact, două limite. Limită x tinde la 1 din radical din x plus 3 minus 2 supra x pătrat minus 1 plus limită radical de ordine 3 din x plus 7 minus 2 supra x pătrat minus 1. Așa, x tinde la 1. Aici amplificăm cu conjugata. E egal cu... Ia și calculez limitele separat? Merg cu amândouă? Egal cu limită. Da, da. X plus 3 minus 2 va fi radical, va fi x plus 3 și plus 4 supra x pătrat minus 1 pe lângă radical din x plus 3 plus 2 plus limită x tinde la 1 din
radical de ordine 3 din x plus 7, radical de ordine 3 din x plus 7, să fac conjugata, să fac conjugata, va fi radical, ia stați să mă gândesc, radical de x plus 7 minus 2 pe lângă radical minus plus 7 la pătrat minus 2 ori radical de ordine 3 din x plus 7 și minus 2 la 3, adică minus 8 plus 4 de la 2. Așa, supra, avem x pătrat minus 1, supra, x, supra conjugat, ori conjugat, radical de ordine 3 din x plus 7 la pătrat, minus 2 radical de ordine 3 din x plus 7 plus 4. Așa. Aici vom avea limită x tinde la 1 din x plus 7 supra x pătrat minus 1 pe lângă radical din x plus 3 plus 2 și plus limită x tinde la 1 din radical de ordine 3. Nu, da, rămâne x plus 7 minus 2 la 3. Adică minus 8. Da, da. X pătrat plus 1 pe lângă conjugata, adică radical de ordine 3 din x plus 7 la pătrat minus 2 pe lângă radical de ordine 3 din x plus 7 plus 4. Așa, x minus 1, x pătrat plus 1. Aici e de ușor de descompus, x plus 7, din aici e minus 4, minus 4 și va fi x minus 1, egal cu limită x tinde la 1 pe lângă x minus 1 pe lângă supra x minus 1 pe lângă x plus 1 radical din x plus 3 plus 2 x minus 1 x plus 1 minus 1 x minus 1 plus limită x tinde la 1 din x minus 1 supra x minus 1 pe lângă x plus 1 ori conjugata ori radical de ordine 3 din x plus 7 la pătrat minus 2 pe lângă radical din x plus 7 plus 4. Așa. Egal cu limită x, dar nu mai scriu limită, va fi 1 supra 2 pe lângă 4, adică 2 plus 2 și plus
1 supra 2 pe lângă, aici vom avea 4 plus, nu, 4 minus 4 plus 4. Plus 4 egal cu 1 pe 8 plus 1 pe 8. Da, am terminat. 1 pe 8 plus 1 pe 8. 1 pe 8 plus 1 pe 8, dat amândouă egal. Ia să vin eu cu partea cealaltă imediat. Mai uite-te o dată să nu fii greșit. Uite-te încă o dată. Da, nu cred că am greșit, că am lucrat cu atenție. Da? Imediat atunci. Ia uite că am să repede peste. Să vedem dacă nu ai vreo greșeală. Deci, ai mers cu amândouă și x plus 3, x minus 1 ți-a dat și alaltă tot x minus 1, conjugatele, aici plus și aici plus AB, parcă, nu? Zici minus, plus AB. Când zici A la a doua, ai A minus B până la A pătrat plus AB. Da, aici se dea tot cu plus, 4 plus 4 și îmi dea de atoi... 4 ori 12, ori 2, 24. 24, îmi dădeam de 2. Da? Deci atenții multe. 24. Și atunci face 1 pe 8, că la prima conjugată, ai zis plus aici, nu? Da. Deci toți au plus, că e A minus B pe lângă A pătrat, uite-te la formulă. A minus B pe lângă A pătrat plus AB plus B pătrat. Deci nu alternează. Da. A minus B pe lângă A pătrat plus AB plus B pătrat. Da? Da. La, dacă ar fi la A patra, vine tot A minus B pe lângă A treia plus A. Toți sunt mai cu plus. A la doua, da. A la B, ca scade B, pe da? Bun. Hai să-ți mai dau încă o limită. Legat de șmecheria asta, când am rupt pe 4 în 2 și am distribuit, te ocup de următoarea limită. Hai să zic așa. Să ți-o scriu undeva. Ți-o scriu aici, pe partea asta, ca să o vezi tu. Deci, limita pentru x tinde la 1, vezi, le construiesc cu 1, da. Și eu mă străduiesc să fac 0 pe 0, da? Da. Deci vine radical din 3x plus 1, 3 și cu 1, 4, radical din 4 face 2, da? Da. Plus radical din, nu, lasă acolo, plus radical din 3 din 5x pătrat plus, trebuie să mă duc la 8 aici, nu? Plus 2x, am făcut 7 plus 1 și am făcut radical din 3 din 8, 8. Care face 2, plus radical din 4, atenție, îți va conjugată de ori de 4, din, ca să facă tot 2, sau să fac 1, pot să zic aici. Pot zic 5x minus 4 și radical de ori din 4 din 1 este 1. Da. Da? Deci 1 și cu 2, cât face? 1 și cu 2, așa acoperim, 1 și cu 2, 3 și cu 2, 5. Minus 5. Pune în exterior. 2, 2, 1. Așa. Supra x la a doua, tot, x la a treia, hai să zic acum, x la a treia minus 1, ca să te gândești la conjugata la 3 minus B la 3, nu? X minus 1, pentru că nu știu ce. Deci, rupi, așa cum ai spus, 2, 2 și 1 și distribui în 3 limite, da. Și atenție, conjugata de ordinul 2, de ordinul 3 și de ordinul 4. 4. Poftim. O transcriu aici. Da, tu transcrii, vorbești și lucrezi. Vorbește. Da. Egal cu linii de fracție. Radical din 3x plus 1. Plus 1. Plus radical de ordinul 3. Ce este totalat plus 2x plus 1.
și minus 5. Supra x la 3 minus 1. Așa, descompunem 5-ul și o să avem 3 limite. Limită egal cu limită este 0 pe 0. X tinde la 1 din x radical de ordine 3 plus 1. Nu, radical din 3x plus 1. X plus 1 minus 2 supra x la 3 minus 1 plus radical de ordine 3 din 5x pătrat plus 2x plus 1 supra minus 2 supra x la 3 minus 1 și plus limită x tinde la 1, am tăiat cu limită aici, x tinde la 1 limită din radical de ordine 4 din 5x minus 4 minus 5 supra minus 2 supra nu, minus 1 minus 1 supra x la 3 minus 1. Așa, o să amplific conjugată la fiecare egal cu limită x tinde la 1 din radical din 3 x plus 1 aici, da, minus 2 mulțesc cu 3x plus 1 plus 2 plus 2 supra x la 3 minus 1 și plus limită x tinde la 1 din radical de ordine 3 din 5x pătrat plus 2x plus 1 minus 2 mulțesc amplific conjugata, care conjugata va fi radical de ordine 3 din 5x pătrat plus 2x plus 1. Așa aici venită 3x plus 1 plus 2. Așa, la pătrat plus 2 radical din 5x pătrat plus 2 plus 1 și plus 4. Supra x la 3 minus 1 pe lângă radical de ordine 3 din 5x pătrat plus 2x plus 1 plus 2 radical din 5x pătrat plus 2x plus 1. Aici e la pătrat și x pătrat plus 2x plus 1 și plus 4. Și acum limită x tinde la 1 din x la 4 plus 5x minus 4. Conjugata va fi
Alfa log 1 4 din 5 x minus 4 minus 1 pe lângă radical de ordine 4 din 5x minus 4 la 3 minus radical de ordine 4 din 5x minus 4 la a doua și radical din 4 din 5x minus 4 și minus 1. Domn profesor, puteți veni să vedeți dacă am greșit? Sau am făcut corect la prof? Deci am avut 3 limite acolo, practic, da, la conjugate, ia să văd dacă le-am făcut corect. Să vezi tu dacă am făcut corect sau nu. Deci, la minus 2, minus 2 și așa. Și la asta, la prima e mai ușor, nu că e A plus B. La a doua A pătrat plus AB plus B pătrat. Și la a treia A la a treia plus... Ai plus, da, plus, minus, plus. Deci nu, numai plus. Da, nu. Toți au da, plus. Da, da, plus, plus, plus. Numai când e A la... Numai la A la... Nu, când e A uite-te, plus B. Uite-te la formule. Când începe cu... Când e A plus B, B atunci ai plus, minus, plus, minus. Așa. Și aici ai numai plus, da. Toți, în partea a doua numai cu plus. Da. Deci așa trebuie să fii foarte atent, că altfel dai totul peste cap. Aici e zis A la... 3A plus A la 2 ori 1 plus A ori 1 la 2 nu mai are nicio, plus 1 la A 3 ar fi fost, nu? Da. Perfect. E corect. Corect, corect, da. Supra X la 3A minus 1 ori conjugat. Ori, ori bucata care ai pus-o la da, numitor da. Plus la numitor. X la 3A minus 1 pe lângă. Da, pe lângă exact aceeași expresie. Radical de ordine 4 din 5X minus 4 la 3A. Plus radical de ordine 4 din 5x minus 4 la pătrat știi că nu e de glumit. Trebuie să spui masca pe tine. Văd că a început așa. Așa. Mai dă-i tu aici și văd că dai cu mâna. Nu se dă cu mâna. Deci dacă dai cu mâna așa, nu te-ai ferit, nu te mai e. Nu te mai e. Lasă. Imediat, continuă să vin la tine. Hai să-ți pun o mască. Ce e masca așa că... Deci stai bine mișcat, nu se întâmplă nimic. Mai sigur poți să ai șanse să... Să lasă-mi dau șapca. Dă șapca jos. Orice mișcare când o vede așa, o să le deranjează foarte tare. Uite, și cu mască, pe figură, acum nu o să mai fie teamă. Pune și o leac de fum aici la nasul tău. Din cauza... Nu fumezi? Nu. Foarte rău. Deci. Ar fi trebuit să fumez acum și să scotei o țigară, ar veni fug la fum. Ah, nu. Așa. Bine. Așa. Hai să sperăm că nu te plus la a doua. Așa. Radical de ordine 4 din 5 x minus 4 plus 1.
limite din x tinde la 1, asta aici am greșit. Da, deci limită x tinde la 1 din x pătrat. Ia să văd. Deci îmi trebuie să încep de aici. X 3 x plus 1 și minus 4. Mai bine 3 x minus 3, adică 3 pe lângă x minus 1 supra x la 3 a minus 1 va fi x la 3 a minus 1 x minus 1 pe lângă x pătrat plus x plus 1 și pe lângă conjugata, adică 3 radical de 3 din x plus 1 3x plus 1 1 și plus 2 plus 2 așa. Să văd dacă corect. Da, 3 plus 1 plus 2 e corect. Simplifică x plus 1 cu x plus 1, rămâne 3 supra așa plus limită x tinde la 1 din aici conjugata va fi x la 3 a, deci vom avea cinci x pătrat plus 2 x plus 1 și minus 2 la 3 a 8, nu? Nu sunt de 5 ori minus 5, da, minus 8. Supra x la 3 a minus 1, adică x minus 1 pe lângă x pătrat plus x plus 1 pe lângă radical din ordinul 3 din 5x pătrat plus 2x plus 1 la pătrat și plus 2 ori radical din 5x pătrat plus 2x plus 1 și plus 4. Sunt și plus 4. Da. Aici va fi 5x plus 2 5x pătrat plus 2x plus 2x minus 7 e corect, da, 5x pătrat plus 2x minus 7 așa. Și la ultima limită, limită x tinde la 1 din va rămâne 5x minus 4 5x minus 4 și minus 1 la 4, care este 1.
supra x la 3 minus 1 care este x minus 1 pe lângă x minus 1 pe lângă radical de ordine 4 din 5x minus 4 la 3 plus radical plus radical din ia să văd ce văd din ordine 4 4 4 din 5x minus 4 la pătrat plus radical de ordine 4 5x minus 4 și plus 1. Da. Egal cu limită, deci asta tot numărul. Și acum începem limită x tinde la 1. Avem aici x pătrat plus x plus 1, x pătrat plus x plus 1, delta egal cu b pătrat 1 minus 4, x pătrat plus x plus 1. Nu, de fapt nu mai am treabă aici. Stați, așa. Da, rămâne 3 supra 1, nici mai scriu limite, 1 plus 1 gândit 3 pe lângă radical din 4 e 2 plus 2 4, adică 3 pe 12 plus, aici o scriu iar limită x tinde la 1 din, trebuie să vezi cum pun 5x pătrat plus 2x plus 1 5x pătrat plus 2x plus 1 minus 7, iar 2 minus 7 va fi și delta este b pătrat, adică 4 minus 4 ori 5, 20 ori 7, 140 plus 140 deci egal cu 12 la a doua x1 2 egal cu minus b, adică minus 2 plus minus 12 supra 2 x1 egal cu minus 7 x2 egal cu 5. Greșit undeva? Deci x delta egal cu b pătrat minus 4 ori a orice, adică 4 ori 5, 20 ori 7 140 deci pe la 2. Domn profesor, puteți veni puțin? Cred că m-am blocat. Dacă e blocat, voi deblochează-te-vă. Undeva. Ia să văd. Nu da cu mâna. Am uitat. Mă, mă, apicultor, ce faci? Ce fac eu din tine? Deci? Aici, la limita asta, da? Am descompus și îmi dă x1 minus 7, x2, 5. 5. Deci, la care? La... cât era? Aici. Deci 3 pe lângă x minus 1 supra x minus 1 pe lângă x pătrat. Da, aici am calculat. Din ce era? X pătrat plus x plus 1 a fost x la 3 minus 1, da? Da. Bun.
și radical din 3x plus 1 plus 2, la conjugata de ordin 2. La asta de ordin 3. La asta de ordin 3. Ai avut a la a treia minus b la a treia, adică radical, au dispărut radicalul, 5x pătrat plus 2x plus 1 minus 8, ai zis bine, și a făcut x pătrat. Nu, asta e de ordin 4. Aia e de ordin 4, care îți dă 5x minus 5, va vin, da? Da. Și acum la x, 2, 5x pătrat plus 2x minus 7 ar veni. Da. E că se rădăcine x pătrat minus 5x pătrat plus 2x minus 7. Rădăcine sunt 12 este, da? Da. X1, 2 egal cu minus b. E supra 5. Supra? 5, gata. 5, da? Supra 2. Și aici va fi o dată, nu chiar nu găseam. Deci, nu, pot omorâi eu ca să nu te mai negăzească. Dar e fix asta, bine. Dar e una care s-a pus în cap să fie înțepe. Mai bine îți mă înțepești. Nu, nu te înțepe mai bine. Ia să vedem. E una singură care își bate joc de noi. Da, continuă să lucrezi. Dacă stai liniștit așa și tu lucrezi, și spui, uite, eu n-am treabă cu tine, da? Poate ce înțelegi, știu eu. Încerc. Da, deci avem o rădăcină este 1 și o rădăcină este minus... Să văd. 12 minus 14 pe 5. Minus 14 pe 5. O rădăcină mi-a dat cu fracții, mi-a dat minus 14 pe 5 și 1. Ce? Minus 14 pe 5 și 1 rădăcinile. Bine. Nu știu la pe minus x plus 1, da. X plus a doua valoare. Așa. Deci avem x minus 1 pe lângă x minus a doua valoare, adică x minus x plus 14 pe 5 supra x minus 1 așa x minus 1 pe lângă radical de ordine 3 5x pătrat plus 2x plus 1 între 5x pătrat plus 2 plus 1 la pătrat plus 2 radical din 5x pătrat plus 2x plus 1 și plus 4. Așa, plus limita asta 5x este 5 pe lângă x minus 1 supra x minus 1 care se simplifică, dacă înlocuim cu 1 rămâne 5 pe lângă 5 supra 4 plus 4 plus 4 plus 1, cred. Ia să clarific. Nu e 1 plus 4. 4. Deci 5 supra 4 asta. 5 supra 4. Deci avem o dată x egal cu, egal cu 3 supra 12 plus, adică x plus 1 plus 1 simplifică, x plus 14 pe 5, adică 1 plus 14 pe 5, 1 plus 14 pe 5 supra, aici rămâne 1, 5x la 3-a, nu, 5x. Rămâne 5 plus 2 8 1 plus 1 5 plus 2 7 plus 1 8 adică de 1 3 1 8 2 plus 2 plus 1 3 4 la 2 4 plus 4 plus 4 adică 12 12 plus plus 5 supra 4. Egal cu 1. Sau ia 3 supra
12 plus numai 5 minus 5 plus 9 10 supra 12.